Munții Orăștiei din sud-vestul Transilvaniei ascund între spinările lor ruinele cetății dacice Sarmisegetusa Regia. Pentru construcția acestei capitale a regilor daci, susține un istoric englez care a vizitat aceste locuri, s-a lucrat la fel de mult și chiar mai greu uneori ca la construcția piramidelor egiptene. Aceste locuri ascund încă multe taine, multe întrebări. Pe columna lui Traian, în scenele de bătălie pentru cucerirea acestor cetăți, apare un tip de construcție circulară cu acoperiș conic. În încercarea de a reconstitui forma sanctuarelor dacice, istoricii presupun că ele ar fi putut arăta astfel. Urmașii celor care au cărat pe pantele abrupte de la mari distanțe piatra necesară construcției, locuitorii de astăzi de pe Valea Grădiștei spun: dacă vrei să culegi, trebuie să semeni. Și chiar asta fac. Iubesc pământul roditor de la poalele munților, îl lucrează cu drag și îl numesc Câmpul Pâinii. Tehnica modernă nu a deranjat prea mult acest rit de viață de mult stabilit. În satele de munte, meșteșugurile vechi n-au fost uitate. Moș Ion Toncea, meșter în cioplitul și în drilei, este în același timp morar și rotar. Țesăturile de lână sunt finisate în vâltoare, instalație care funcționează în paralel cu moara. Satele din această zonă se răsfiră pe suprafețe foarte mari. Gospodăriile sunt izolate uneori la câteva ceasuri de mers una de alta. De aceea, în fiecare duminică dimineață, cel puțin un reprezentant al cătunelor îndepărtate coboară în satul de reședință, Shugag, la biserică și la porunci. După slujbă, oamenii se strâng pe platoul din mijlocul satului pentru a asculta poruncile, un obicei rămas de la strămoși, prin care locuitorii așezărilor risipite pe culmi și văi țin legătura între ei cu conducătorii lor religioși, administrativi, politici și cândva militari. Gospodăriile sunt amplasate în mijlocul terenurilor ce le aparțin. Gardurile delimitează fânețele de pășuni, de grădina de cartofi sau chiar de câte o holdă de secară.
tot datorită depărtării dintre gospodării, nu există un cimitir comun. Fiecare familie își îngroapă morții în ograda proprie, cât mai aproape de casă. Ocupația principală a acestor oameni este creșterea animalelor. De aceea, prepararea și păstrarea fânului au o importanță deosebită. Parte din fân este clădit în pătule, având drept suport trunchiul și coroana unui copac aflat în plină vegetație. Când e așezat direct pe pământ, pătulul e împrejmuit de garduri, de forme și dispuneri diferite, dar având un singur scop, să-l protejeze. Păstoritul se caracterizează aici prin vărarea oilor pe piscurile munților cu stâni stabile și băcițe femei, care au sarcina de a mulge oile și de a prepara laptele. Între adăposturile din preajma gospodăriei folosite iarna și primăvara, cunoscute peste tot în zonele unde se cresc oi în această regiune, se distinge unul de o formă deosebită, staurul poligonal cu acoperiș conic. Unde șare rădăcinile acest tip de construcție și de ce s-a păstrat numai în această parte a țării? În total mai există doar 4 construcții de acest fel, 3 pe platforma Luncanilor și unul în grădiștea de munte și sunt considerate relicte. Adăpostul din grădiștea de munte prezintă o particularitate la acoperiș. Înveritoarea este realizată din paie lungi de secară. Doar la poale, la streașină, sunt bătute 2 rânduri de șindrilă, care rezistă mai bine la vânturile puternice de aici. Tehnica de îmbinare a colțurilor este în cheutori, sau coadă de rândunică. Asemănătoare celei prin care erau legate între ele cu bârne de lemn, blocurile de piatră din zidurile cetății Sarmisegetuza. Primul staur din cele 3 de pe platforma Luncanilor a dispărut. Prăbușit acum 5 ani, gospodarul a folosit lemnul pentru foc. Se mai văd pe pământ doar urmele ariei circulare. Al doilea încă mai există. Construit la sfârșitul secolului trecut, adăpostea peste 100 de oi. Actualul proprietar nu mai are decât 15. Nu l-a mai folosit. Uimitoare este piesa din vârful acoperișului, crucea cu pălărie. Cheia de boltă a construcției are și un rol apotropic. În credința locului, trăsnetul nu lovește clădirea ce poartă semnul crucii. În cătunul sub cunună, cel de-al treilea staur e întreg. Proprietate a lui Adam Bodea, el este achiziționat de Muzeul Satului din București, care îl va reconstitui și îl va păstra la loc de cinste. Căci este important ca această construcție să fie păstrată. În conicitatea acoperișurilor, în poligonalitatea pereților, în cheutorile ce îi leagă, chiar în temelia de piatră ce trebuie să împiedice prădătorii să pătrundă în incintă, în fiecare din acestea toate, e câte o întrebare ce vine din trecut. Asemănarea cu construcțiile figurate pe columna lui Traian este evidentă, la fel cu ceea ce presupun arheologii a fi fost sanctuarele dacilor. Să afirmăm însă că pe aceste locuri s-a păstrat prin tradiție de la daci acest tip de construcție ar fi hazardat, neriguros științific. Și atunci, pentru că asemănarea există, de necontestat. E încă o întrebare pe care ne-au lăsat-o cei dinaintea noastră. O întrebare de la strămoși pentru urmași.